Absolvenții claselor a 8-a se pot înscrie până miercuri la evaluarea națională. Probele se vor desfășura săptămâna viitoare, iar primele rezultate vor fi afișate pe data de 26 iunie. Examenele încep luni 22 iunie, când se va desfășura proba scrisă la limba și literatura română. A doua zi, marți 23 iunie, este proba scrisă la limba și literatura maternă, iar miercuri 24 iunie, elevii au ultimul examen, cel la matematică, evaluarea națională 2015. Primele rezultate vor fi afișate vineri 26 iunie până la ora 16. În aceeași zi, absolvenții de gimnaziu nemulțumiți de note pot să depună contestații până la ora 20. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi afișate marți 30 iunie. O premieră a examenelor din acest an este reprezentată de verificarea prin sondaj după fiecare examen a înregistrărilor audio-video din sălile în care elevii au susținut probele. Regula a fost introdusă și pentru examenele de bacalaureat de anul acesta. Metodologia prevede că în cazul în care le verificăm prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă, ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din școala respectivă. Elevii sunt așezați în sălile de examen, câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Examenele încep la ora 9, moment în care în fiecare sală de examen se deschid plicurile sigilate cu varianta de subiecte multiplicată. Elevii trebuie să fie în săli până cel târziu la ora 8:30. Durata fiecărui examen este de 120 de minute, din momentul în care fiecare elev a primit subiectele.